Salutare tuturor, bine ați venit acasă la Stribliniu, la campionatul de fotbal vorbit. L-am așteptat pe Mircea Lucescu. Era a doua opțiune, din păcate trebuie să spun așa, evidentă după ce Gheorghe Hagi a refuzat naționala. Era o opțiune evidentă pentru că este cel mai titrat, cel mai important antrenor român, singurul care figurează, de fapt, în topurile internaționale de-a lungul timpului și cred că are peste 20 de trofee Mircea Lucescu câștigate așa numai în diverse campionate internaționale. E un antrenor care a fost trecut, de exemplu, de 4-4-2 în urmă cu câțiva ani în topul celor mai buni sau influenți, 100 de antrenori ai secolului trecut, ca să dau un exemplu, și Mircea Lucescu era în acest top 100 și asta îi consințește valoarea. Coleg de generație cu Ferguson a întâlnit și a antrenat nume mari din toată lumea, este respectat, are un glas puternic, experiența sa este mare de tot și întotdeauna s-a situat deasupra fotbalului românesc. Aici e vorba de încredere și de respect. Puțini oameni sunt cei care nu îl respectă pe Mircea Lucescu în România. Desigur că după ce a acceptat această funcție și în funcție de cum vor merge rezultatele asta ă, cu respectul se va mai diminua. Criticile vor fi și la adresa sa. Dar Mircea Lucescu era întrebarea evidentă de făcut pentru, pentru Federație. Odată pentru că Mircea Lucescu nu este scos din joc, pentru că vrea să antreneze, vrea să facă lucruri, are mintea limpede, este creator de sisteme, este creator de școală și o națională îi se potrivește pentru că nu mai are presiunea zilnică, dar poate să-și folosească întreaga experiență acumulată în mai bine de 60 de ani de fotbal ca să, ca să scoată rezultate din acești uh, jucători. Și da, era evident să te duci acolo să întrebi și să vezi dacă el vrea, pentru că atâta vreme cât vrea în calitatea lui de patriarh al fotbalului românesc, se poate întoarce acasă. Eu cred că el simte că are și o datorie față de fotbalul românesc, care până la urmă i-a pus bazele uh, formării, l format ca om și ca antrenor și cred că trebuie să dea ceva înapoi în, casă, în uh, casa sa, da, de ce nu? Din din experiența pe care au acumulată. E foarte interesantă înțelegerea asta și dintr-un alt punct de vedere, pentru că Lucescu a fost creator de sisteme de școală, inovator și aici vine într-o zonă în care federația se ocupă de lucrurile astea, adică echipa lui Burleanu. De exemplu, Burleanu a respins un creator de sisteme ca Beoloni, care era ceva mai tânăr și care probabil că ar și vrut să își impună aura și asupra multor alte sisteme, altor sisteme din federație. Cred că aici s-a ajuns la un acord, cred că Lucescu se va limita doar la ceea ce privește Stig Naționala și va face propuneri către Comitetul Executiv. Cred că și el știe că nu mai are vârsta la care să se angajeze pe toate planurile. Nu uitați, poate pentru cei mai tineri e de spus asta. Lucescu Cescu, momentul în care venea la un club, se implica pe toate planurile. Fie că era vorba de Corvinul, în, la începutul anilor 80, unde a creat echipă de la zero și a făcut sistem și, mă rog, a creat jucători, apoi la Dinamo, unde de fapt a controlat acea echipă la jumătatea decenului 8, pe toate, toate, toate planurile, de la formarea jucătorilor până la transferuri. Naționala unde a schimbat sistemul și a adus jucători noi și a dat banderola al lui Hagi, apoi când a plecat în Italia la Brescia și acolo a început să lucreze statistic, dar știți că Lucescu este unul dintre cei recunoscuți că lucrează statistic, cum va lucra cu multă statistică la începutul în anului 90 și a făcut sisteme generate din statistică și din date, ceea ce a dus mai târziu la dezvoltarea unor date. Ochiul său super antrenat pentru jucători. E, toate lucrurile astea, eu cred că Mircea Lucescu le va lăsa deoparte și se va uita cum joacă naționala asta pe teren, care sunt jucătorii și ce pot face. Nu înseamnă însă că e alegerea perfectă. Dintr-un motiv, pare rău să nu interpretați altfel, o să spun. Vremea, timpul este nemilos cu noi toți și Mircea Lucescu trebuie să treacă prin această chestiune. Adică la anul va face 80 de ani. Oh, e greu de condus o națională, chiar și o națională la 80 de ani. nu știu dacă mai sunt astfel de cazuri. Care sunt raporturile sale cu jucători de 20 de ani? Ce înțelege Mircea Lucescu din această lume? Cum îi poate controla? Cum îi poate stimula? Cum le înțelege comportamentele care sunt diferite? Se poate adapta? Nu se poate adapta la chestiunea, la chestiunea asta? Mai are puterea de concentrare? Sunt toate întrebări valabile, așa cum întrebările astea au fost valabile pentru, scuzați-mă, cazul Biden-Trump și acolo președintele Biden s-a retras. Bun, nu e, nu e ca și cum ai conduce o țară, sigur, într-o țară sunt probleme mult mai importante. E vorba ca vreme de câteva săptămâni dintr-o lună să fie super concentrat la, la treaba asta. E o vârstă înaintată, mai sunt niște chestiuni de sănătate, înțeleg că Mircea Lucescu a suferit niște operații și urmează mai sufere operații, Ovidiu uh, Ioanițoaia a scris despre asta că e vorba de protezare de șol, nu sunt operațiile cele mai complicate din lume, dar asta îți arată că vârsta ne, uh, ne, ne lovește pe noi toți și în condițiile astea sigur că va fi un mandat, un mandat greu. Mai are o dificultate în față și anume aceea că jucătorii de la Națională, unii dintre ei, nu au uh, echipă. Uh, și iată Hagi nu are echipă Alibec nu are echipă sunt lucruri pe care le va avea de, pe care le va avea de gestionat și nu știm cum va face asta în orice caz e greu să spui domnule n -aveam, -ave cum să mergem la Mircea Lucescu trebuia să mergi la Mircea Lucescu este evident, e și dreptul lui el și l-a câștigat în fața fotbalului românesc în fine îi ținem pumnii meciurile sunt peste o lună deci Mircea Lucescu trebuie să se apuce de treabă Uh, cu tot respectul și cu, toată, și cu toată dragostea să fie bine primit și uh, să avem rezultate în Liga Națiunilor. Uh, trec la campionatele internaționale, uh, prieteni. Asta mi se pare o mutare surpriză, poate cea mai importantă de săptămâna asta. Uh, The Athletic scrie că uh, Julian Alvarez sau Julian Alvarez de la City va trece la Atletico Madrid și că lucrurile sunt aproape gata în ceea ce privește sumele de transfer. Nu uitați, Alvarez a venit în Uh, Anglia din Argentina pe 14 milioane de lire, probabil că va fi vândut cu câteva zeci de milioane. Dar dincolo de lucrurile astea care țin de bani, uh, e foarte interesant că Guardiola îi dă drumul lui Alvarez să plece. De ce îi dă drumul lui Alvarez să plece? Are un înlocuitor pentru Halland. Uh, nu am văzut pe lista de transfer. Poate cineva mai tânăr să fie în locuitor, poate să gândește la mai multe poziții. Dar un jucător precum Alvarez poate face diferența în orice campionat. Cred că este mai curând vorba despre uh, dorința lui Alvarez de a, de a pleca. El a jucat 54 de meciuri sezonul trecut. 54, dar multe a venit din postura de rezervă, a și dat multe goluri, dar nu este titular în fața lui Holland și va ști treaba asta mereu, adică știe că pleacă de pe poziția a doua și poate nu-și găsește rolul în, în echipă astfel încât să joace deodată cu Holland. Or, eu cred că el vrea să fie titular la un club mare și cred că în asta constă de fapt această mutare. Cred că e o formă de supărare, o formă de presiune. Spune, domnule, sunt campion mondial, am câștigat Premier League de două ori, am câștigat Champions League, dar dați-mi și mie voie să joc, chid că este acest jucător lângă mine." la Atletico va juca cu siguranță Alvarez, cred că asta își dorește. Poate merita un club mai mare, poate merita un club mai mare, dar ce să fie mai mare decât City? Nu putea să fie decât Real Madrid, dar la Real Madrid lucrurile sunt încheiate. Bun, apropo de City, cât de mare este acest club? Există o analiză Nielsen, ăsta e un centru de studii în audiențe de televiziune, social media și așa mai departe, care spune că City a ajuns la 32 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale în Statele Unite, în creștere cu 10% față de anul trecut și că această creștere va continua, zice acest centru. Și uh, City începe să se consolideze drept cea mai importantă echipă în Statele Unite, echipă din Anglia. Nu întâmplător City e acolo și joacă turnee, a jucat și cu, uh, cu Arsenal, dacă nu mă înșel. Mai sunt câteva meciuri în derulare, de asemenea și United și Liverpool sunt acolo. De ce vă spun eu lucrul ăsta? Chiar și Guardiola spunea la un moment dat, zice, domnule, sunt și eu bucuros să văd câte tricouri albastre sunt în momentul ăsta aici pe stadion, că am venit în urmă cu câțiva ani și nu erau atât de multe. În fine e o piață, e o piață globală, anul viitor va avea loc acolo și campionatul cluburilor, toate cluburile sunt atrase să meargă acolo pentru că la acel campionat mondial oamenii trebuie să vină deja, e o acțiune de marketing comună dacă vreți, acolo unde aceste cluburi își vor disputa uh, Cupa Mondială, dar cred că ceea ce mi se pare teribil de important rămâne dorința constantă acestor mari forțe de a construi în zona asta a, a unor ligi globale, a unor întâlniri globale, pentru că vedeți voi, este bine să fii campioană în Anglia și să ai cel mai bine plătit campionat, dar este bine să joci undeva pe toată planeta, să implici spectatori de pe toată planeta, să iei drepturi de televiziune de pe toată planeta, să vinzi tricouri pe toată planeta, să vinzi tot ce se poate vinde pe toată planeta. În subsidiar, dincolo de turneul de pregătire și hai să ne vadă oamenii de acolo, eu cred că aici este vorba de dorința lor generală de a crea această mare ligă la care toată lumea să se uite cu echipe din Arabia Saudită, Europa, dacă s-ar putea din America de Sud. Știu că pare complicat dar nu imposibil. Pașii s-au făcut, uite, cu asta, Cupa Mondială a Cluburilor și întotdeauna vor exista presiuni la supra UEFA să se treacă către campionate de astea internaționale. De-al formula de data asta a Ligii Campionilor este o formulă internațională și o formulă internațională este o formulă cu echipe care joacă ca într-un campionat, ceea ce mi se pare foarte interesant. Vă spun cu siguranță, în 10 ani de aici încolo, o să ajungem la această chestiune, să vedem o liga campionilor sau un campionat internațional în care oamenii ăștia uh, să se poată confrunta și să aducă bani de pe mai multe continente uh, deodată. Uh, asta mi se pare important de urmărit în anii următori. Uh, transferuri, Xavi Simons se întoarce la uh, Leipzig și uh, asta e uh, important pentru că Uh, mie mi-a plăcut de el la uh, campionatul ăsta european uh, PSG a renunțat la el ceea ce pune un semn de întrebare totuși PSG... cine știe ce și-o fi dorit PSG știu că vrea să construiască o echipă tânără l-a dus acum pe Joao Neves dar poate ar fi existat loc acolo pentru Chavi uh, uh, pentru Simons yeah, el spune că se poate dezvolta mai bine în, uh, în Germania în fine, era de premarcat această mică chestiune pentru că nu văd transferuri mai importante aici și ăsta a fost un jucător bun pentru campionatul european. Ar mai fi un lucru de spus, nu știu dacă apucăm să difuzăm sau să vedeți asta după ce FCSB o joacă cu Sparta Praga. Grea încercare pentru fotbalul românesc, ca să zic așa, dar vom vedea aici dacă într-adevăr e la nivelul la care, care trebuie, care poate da speranțe. Uh, și mă rog, măcar play-off putea să, să joace dar dacă ajungem cu nivelul la fotbalul din Europa Centrală și ne putem bate de la egal la egal cu cluburile de acolo măcar cu cluburile de acolo uh, s-ar putea să fie ceva interesant sunt curios dacă FCSB-ul a învățat și este pregătită să facă uh, o astfel de poveste importantă uh, aș zice să le ținem pumnii există ceva așa, un nucleu acolo la FCSB pe care te poți baza, dar asta ne va spune mult despre forța acestui campionat. O să discutăm mai multe după ce se termină etapele astea de calificare, desigur, nu? Vă mulțumesc că ați ales acest vlog și uh, vă spun spor la treabă!